Așa cum ne-am propus în această seară, vom vorbi despre înscrierile la învățământul primar, care se apropie, de fapt a fost o metodologie în dezbatere publică. Vom vorbi despre rolul consilierului școlar la nivelul unei școli și multe altele, pentru că alături de noi, în studio, este domnișoara Ofelia Tulpan, directorul CJRAE Gorj, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Invitația noastră s-a datorat, în primul rând, apropierii acestui eveniment foarte important din viața școlii, din ce în ce mai important, aș putea să spun, faptul că în perioada aceasta, februarie-martie, se face admiterea, sau în orice caz intrarea, înscrierea la învățământul primar a absolvenților de grădiniță. Și în această metodologie, de câțiva ani, instituția pe care o conduceți are un rol din ce în ce mai important. Și tocmai de aceea o să vorbim astăzi seară și despre pregătirile pe care le faceți, că e un efort destul de mare din ce ne-am putut da seama din alți ani. Mai întâi să spunem că nu avem încă un calendar fix, pentru că metodologia este încă în dezbatere publică până pe 17 februarie, cred. Cred că da. Într-adevăr, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj desfășoară astfel de activități de evaluare psihosomatică de câțiva ani, de când a intrat în vigoare această metodologie. Bineînțeles că apar modificări de la an la an, îmbunătățiri, zic eu. Și anul ăsta ne propunem să venim cu ceva îmbunătățiri și pe desfășurarea acestei etape, și anume să arondăm unitățile de învățământ mai exact la centrele de evaluare. Până acum nu s-a întâmplat așa. Lăsam la alegerea părinților să meargă în centre de evaluare, așa cum consideră ei că e mai aproape de... Și era o mare problemă. Pe anumite centre era o aglomerație foarte mare, exact. În timp ce pe altele mai exact. Puțină lume. Da, ne-am dorit să facem arondările acestea pentru că e util și pentru a nu bloca asistența psihopedagogică și terapia logopedică care se desfășoară în unitățile de învățământ și unde deja sunt programați elevi pentru cabinete. Și atunci ne dorim să împletim oarecum și munca care se desfășoară an de an, lună de lună, pe domeniile noastre de asistență psihopedagogică și terapie logopedică cu această etapă de evaluare psihosomatică, care, conform calendarului proiectului care există la momentul de față, ar începe în 22 februarie și s-ar încheia în 14 martie. Bineînțeles că pot spune din experiența de anii trecuți că noi am avut cam 15 centre pe județ, în afară de Centrul Județean de Resurse, care va fi un centru special, dacă pot să-l numesc așa, după această etapă din calendar. Noi vom primi și alți copii care nu se încadrează în această perioadă. Dar vom anunța clar că va fi doar o zi pe săptămână, de altfel nu putem bloca activitatea care trebuie să o facem în continuare pe alte domenii. Deci, practic, s-a învățat din experiența anilor trecuți, se corectează anumite disfuncționalități care poate au existat și mă gândesc, din perspectiva aceasta, existau, să spunem așa, mici nemulțumiri că la unele centre trebuia să te programai, dar atunci automat putea să te primească, să zicem, ziua următoare, depinde de înscrieri, iar la altele se cam șoma cu ghilimele de rigoare, în sensul că erau foarte puține solicitări. Da, din anii trecuți ne-am dat seama că părinții n-au fost foarte informați cu privire la debutul acestei etape din calendar și tot timpul veneau după această etapă, aflau mult mai târziu. Și ne dorim de data asta să informăm mai bine populația care are preșcolari de vârsta de 6 ani, care de fapt 6 ani care împlinesc după 1 septembrie 2017, pentru că numai aceia intră în evaluare, și să se programeze de altfel la această evaluare, la fel cum o fac și la medic sau la alt cabinet de specialitate. Am înțeles. Acum aceste centre vor fi în Târgu Jiu, dar sunt și în alte zone din Gorj, să fie la îndemână, mă gândesc, zona Motru, zona Cărbunești, da, zona Novaci. Da, sigur, am avut și în municipiul Târgu Jiu și am avut și în județ, în funcție de posibilitățile noastre de a dispune de resursa umană acolo, pentru că, nu știu dacă
cei care ne urmăresc cunosc faptul că nu în toate unitățile de învățământ avem consilieri școlari sau logopezi și atunci ne orientăm și în funcție de resursa umană și în funcție de cabinetele care există pe razele cabinetele unde există localități, da, care deservesc unitățile școlare, arondăm aceste centre. Bineînțeles că nu s-ar putea atunci, dacă avem mai mulți elevi, mai bine zis preșcolari, în zona respectivă, să putem trimite în centrul mai mult de doi consilieri sau specialiști care să facă evaluare, poate să fie o echipă și de patru. Ah, deci dacă în caz că vom avea într-o zonă de aceasta, de parte de municipiu, o concentrare, adică foarte mulți copii, atunci veți suplimenta de la centru ca să meargă toate lucrurile normal. Da, da, da. Și am avut de asemenea în anii trecuți Cărbuneștiu care avea în jur de 100 de preșcolari în perioada asta de evaluare. Potrivit, spunem că suntem pe o metodologie care e încă în dezbatere publică, s-ar putea să mai intervină mici modificări după această perioadă de dezbatere. Dar, în esență, lucrurile rămân la fel ca în anii precedenți. Tocmai de aceea trebuie să spunem care vor fi preșcolarii care vor fi supuși acestei evaluări psihosomatice, că nu toți elevii care merg la clasa pregătitoare fac și acea evaluare. Corect. Așa cum spune metodologia, obligația părinților e să înscrie elevul, mă rog, preșcolarul, în clasa pregătitoare, care a împlinit vârsta de 6 ani la 1 septembrie. De ceilalți ne ocupăm noi pentru evaluarea psihosomatică doar în cazul celor care nu împlinesc 6 ani până la 1 septembrie. E vorba de perioada 1 septembrie 2017, 31 decembrie 2017 inclusiv. În această metodologie proiect, să zicem, a apărut o noutate față de anul trecut. Putem evalua și copiii care împlinesc 6 ani după 1 ianuarie 2018, cu precizarea că ne dorim ca interesul primordial al copilului să fie să ateste acea dezvoltare psihosomatică și nu să forțăm înscrierea lui în clasa pregătitoare dacă dezvoltarea lui cognitivă sau emoțională nu o permite. Putem vorbi de o forțare cu ghilimele de rigoare dacă ne gândim că în unele țări din Uniunea Europeană învățământul obligatoriu începe la 5 ani sau, la poate chiar, sau poate chiar mai devreme. Asta ar fi o primă întrebare, iar pe cealaltă, cum răspundem celor mai pesimiști, așa, care spun, domne, nici 6 ani nu este o vârstă optimă pentru începerea învățământului și că 7 ani ar fi, să spunem așa, optim pentru debutul învățământului primar? Celor pesimiști pot să le dau un răspuns concret. Trebuie să-și urmărească copilul mai îndeaproape și să observe că el are achiziții și doar părinții au așa anumite frici că ca și cum copilul nu s-ar descurca la clasa pregătitoare. După cum cu toate știm cu toții, clasa pregătitoare nu este ca și clasa întâi, este o etapă premergătoare, de aceea s-a și introdus în învățământul primar și se desfășoară activitățile prin descoperire, prin joc. Deci nu e ca și când l-am duce la școală, cum ne învățam noi în clasa întâi, direct cu note și așa mai departe. Deci ar trebui să fie puțin mai optimiști, mai apropiați de copiilor și să descopere că copiilor chiar se descurcă. Nu? E doar, cred, speranța asta că un copil poate să mai copilărească între ghilimele și hai să întârziem un pic dezvoltarea lui. Dar să știți că, pe de o parte, nu-i facem bine, pentru că el se angrenează în activități doar dezvoltându-se în același timp cu ceilalți copii de vârsta lui. Deci nu trebuie să riscăm să-l amânăm cu un an. Da, și aici nu trebuie să fie o sperietoare clasa pregătitoare, debutul școlarității, nu. Pentru că iată ce se întâmplă asta în toată Europa, dar în același timp să nu uităm că asta cu 6 ani, apropo de ce vorbeam că sunt unii de cu 7 ani, trebuie să spunem că chiar în anii 80 în România a început să se aplice varianta cu 6 ani. Am avut un regres după 89, dar după aia am revenit, să spunem așa, pe calea normală. Plus că dacă ne uităm, să spunem așa, în istorie, da, în antichitate
Se mergea la 7 ani în Grecia antică, dar practic cu cât venim mai spre perioada, chiar în perioada modernă, sunt destule atestări în Europa, nu numai în care învățământul începea mai devreme, deci undeva la 6 ani. Dar, pentru că vorbim de acest proces și nu știm exact datele, dar cu siguranță vom avea în toate școlile o zi a porților deschise. Încerc să avansez o idee după calendarul anunțat așa ca propune, probabil 25 februarie va fi ziua porților deschise în majoritatea școlilor din județul Gorj. Vom avea după aceea, practic, această perioadă de evaluare. Când ar trebui ea să se termine? Adică să știm, să zicem, undeva, nu știu, la jumătatea lunii martie sau în 14 când? Martie este programat în calendar. Dar se termină evaluarea. Da, pe cele 14 centre, dacă 15 dacă vor rămâne exact ca anul trecut. După această perioadă, aceste centre se vor închide și la Centrul Județean de Resurse Asistență Educațională vor rămâne specialiștii de acolo, care vor evalua în continuare pe parcursul anului școlar, dar vom anunța o anumită zi pentru acest lucru pe bază de programări. Bineînțeles că ne dorim și la centrele care vor fi în această perioadă aproximativ 3 săptămâni, 22 februarie, 14 martie, să se facă programări pentru a ști exact cu ce ne confruntăm și ne dorim la fel de mult ca părinții să știe că, chiar dacă vin la o evaluare psihosomatică, metodologia ne obligă să avem, în momentul completării acestei cereri de către părinți, un aviz de la medicul de familie sau pediatru în care să se descrie dezvoltarea copilului din punct de vedere medical, adică dacă este apt pentru a intra în școală. Și fără deci, atenție, fără părinții trebuie să meargă cu acest document să vină la specialistul CGRAE, deci nu așa să plece direct că vor să facă evaluarea, nu? Da, de-aia se numește psihosomatică, noi facem evaluare psiho, iar somatica vine mai mult pe linia medicală de la medicul de familie și va fi o recomandare care va include aceste două dovezi. Având în vedere că, din nefericire, populația școlară scade de la an la an, vă așteptați ca anul acesta să fie mai puțin copii înscriși, care să aibă nevoie de această evaluare sau, practic, ne așteptăm cam la același număr? Dacă stau să mă gândesc la cum au stat lucrurile până acum, da, am remarcat o scădere de la an la an și în urma consultării cu unitățile de învățământ pe care am făcut-o săptămâna trecută, după ce ne-au completat un formular prin care le ceream informații despre preșcolarii care împlinesc 6 ani după 1 septembrie, am observat o scădere. Și nu e obligatoriu ca acești copii să își dorească înscrierea, deci noi îi luăm în calcul, dar e posibil ca ei să rămână în grădiniță în continuare, în grupa mare. Aici este o altă problemă, pentru că sunt părinți, deci doresc o amânare, dar sunt părinți care, deși copilul poate nu face față, apropo de acea dezvoltare psihosomatică, ar vrea să-i dea, adică să fie la școală copii și li se pare chiar, în orice caz, nu că nu recunosc evaluarea, dar sunt chiar supărați că ar putea, au fost cazuri de acest gen în anii trecuți. Da, am avut cazuri de genul acesta. Lumea trebuie să știe că rezultatul nu poate fi contestat. Dar există posibilitatea, dacă rezultatul este negativ în această etapă, părinții pot să revină la centrul nostru după o perioadă de 6 luni, care se poate reevalua copilul. Deci atunci se pot observa anumite achiziții sau transformări ale evoluției lui în timp. Deci, teoretic, dacă ar putea veni chiar înainte de debutul anului școlar, deci ca să poată prinde, să nu rateze un an școlar. Deci așa e gândită ca asta. Bun. Dar numai devreme de 6 luni. Suntem într-o altă situație, mărturisesc că aveam program pe desfășurător așa puțin mai târziu această întrebare, dar dacă tot a venit discuția în aici, avem o altă problemă pe lângă cei care nu fac față, să zicem, această dezvoltare. Știm, sunt în vigoare, ne-am aliniat la legislația europeană, sunt tot mai mulți copii cu probleme de diverse genuri care sunt integrați în învățământul de masă. Dacă
până, să spunem așa, nu erau atât de evidente problemele care le pot isca, am avut mediatizate în ultimii ani, ultima perioadă, chiar situația de la Argeș sau ceva, în care se nasc diverse probleme și specialiștii pe care îi aveți în școli trebuie să facă, sunt în centrul evenimentelor, deci trebuie să încerce să aplaneze aceste lucruri, să le rezolve cumva, cel puțin în primă instanță, că după aia probabil e nevoie de o intervenție și mai specializată. Nu mai e nevoie de consilier sau nu numai de el, ci de un psiholog și altceva. Și terapie. Da. E adevărat că în ultimul timp, din decembrie până pe 10 februarie, au apărut noi reglementări legislative cu privire la integrarea acestor copii care în legislație apar cu cerințe educaționale speciale. Dacă vreți, pe 10 februarie, chiar de curând, a apărut un nou ordin care se referă la integrarea copiilor cu tulburări de învățare, tulburări specifice de învățare. A apărut ordinul 1985, care este ordin comun al Ministerului Sănătății împreună cu Ministerul Educației, privind evaluarea și integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale. Nu știu cât de mult a fost mediatizat acest lucru. Noi ne dorim la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională să facem informări și dezbateri pe aceste ordine și în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean vom propune să facem întâlniri cu directorii unităților de învățământ pentru a informa corespunzător privind atribuțiile fiecărui factor de decizie în acest lucru și pe lângă asta, bineînțeles că vor fi informate și cadrele didactice care au copii la clasă cu cerințe educaționale speciale. De ce vă întrebam acest lucru? Mărturisesc că nu știam ultimele noutăți legislative, știam că există o legislație și de fapt noi ne-am aliniat chiar de câțiva ani la legislația europeană, însă mă uitam că trebuie făcut totuși ceva, pentru că cazurile devin, sunt unele cazuri greu de rezolvat, deci care apar în lumea școlii și avem două tipuri de elevi, cei cu probleme, și ceilalți care nu înțeleg, apropo de integrare, chiar dacă ei sunt integrați în învățământ de masă, și avem o problemă la nivelul părinților, în care părinții celorlalți copii acceptă foarte greu de multe ori pe cei copilul cu probleme în clasa respectivă. Și asta se întâmplă, din nefericire, chiar la școli bune, școli bine cotate din centrul Târgu Jiului, ca să zicem da, așa. Da, avem informații asta de genul ăsta. Că nu, am văzut-o în presă, nu deci, da, de ce să zic, în media. Există și la noi în Gorj situații de genul ăsta. Nu e cazul să vă spun unde. Nu trebuie să intrăm în detaliu, dar ca idee. Ne dorim ca părinții și cadrele didactice și directorii unităților de învățământ să fie toleranți cu acești copii, pentru că se dorește integrarea lor preponderent în învățământul de masă și doar acolo unde nu se poate lucra altfel în învățământul special, prin orientare școlară și profesională realizată de către colegii mei în cadrul Serviciului de Evaluare Școlară și Orientare Profesională din CJRAE. Deci, cum spuneam, părinții celorlalți copii ar trebui să aprecieze că acel copil își dă silința și vină la școală și vrea să învețe la fel ca și copiii lor. Da? Au drepturi egale la educație, în aceeași măsură, indiferent de ce probleme are fiecare. La un moment dat, nu este vina nimănui că s-a întâmplat așa, dar sunt cauze diverse care pot duce la asta. Noi trebuie să înțelegem pe fiecare în parte și să ne apropiem de fiecare așa cum trebuie. E o mică problemă. Dumneavoastră aveți specialiștii care sunt pregătiți să facă față acestor cerințe. Deși un om la 800 de copii e enorm. E mult. Da. Dar problema că celelalte cadre didactice, cele care trebuie să lucreze direct cu ei la clasă, de multe ori nu cred că sunt pregătite să facă acest lucru. S-au făcut în ultimii ani diverse formări, sunt unii dintre ei pregătiți, dar de multe ori și cadrul didactic nu este pregătit să facă față unei asemenea provocări și în foarte multe școli, din nefericire, nu avem nici acei învățători, profesori de sprijin și poate lipsește
și consilierul școlar, pentru că avem, din câte știu eu în județ, sunt școli care nu, chiar dacă au arondat, să spunem așa, e foarte greu ca un consilier școlar să ajungă, pentru că la nivelul județului cred că aveți undeva la 45, iar copiii din Gorj sunt vreo 60.000, dacă... După ultimele statistici, da, cam 60.000. Deci iată că dacă împărțim nu prea iese media aceea. Da, recunosc că nu suntem suficienți ca resursă de specializare, da, dar vă aduc la cunoștință că în noul ordin se merge pe colaborare între toate persoanele, și director, și cadre didactice, și profesori de sprijin, și consilier unde e cazul, unde avem, și logoped unde este cazul și avem, și se merge pe tratare diferențiată sau curriculum adaptat. În noul ordin se spune că acest curriculum adaptat se avizează la Comisia de Orientare Școlară, care este tot în cadrul CJRAE. Deci va fi nevoie de puțin acceptarea acestei schimbări, pentru că nu spun eu că e simplu, e puțin de e mai de complicat, lucrat, da. Da? Dar nu imposibil, după părerea mea, și dacă ne dăm toți mâna, sigur vom reuși să integrăm acești copii în învățământul de marș. Nu, am văzut de foarte multe ori, sunt pe internet cel puțin, sunt foarte multe comentarii pe probleme din țară, nu neapărat din Gorj, în care se ridică aceste probleme. Pe de o parte, o muncă imensă pe care, în plus, pe care trebuie să o facă cadre didactice care lucrează cu acești copii, vine colaborarea cu celelalte structuri, inclusiv consilierul școlar, inclusiv învățător de sprijin, dacă este cazul, și de multe ori rezultatele nu sunt dintre cele mai palpabile, cele mai reușite, depinde și de ce, să zicem, de ce suferă copilul respectiv sau de cum face el față acelei probleme. Dar consilierul școlar la nivelul unei școli, acei 45 de care vorbeați, fac și multe alte... Da, aveți multe sarcini la nivelul unei și vă spuneam, mi se pare enorm să faci... Să lucrez cu 800 de copii și mai ales unde, dacă ar fi într-o singură școală, parcă tot ar mai fi. Dar în momentul când aduni 800 de copii, chiar din 2-3 comune, nu știu dacă aveți situație de genul ăsta. Avem colegi care au și 4 localități. Iată, nu știam asta. Deci vă dați seama că mi se pare foarte greu ca să vin în contact cu copiii respectivi. Nu mă se presupune să-i cunoști, că 800 de copii să-i cunoști într-un an e destul de dificil, adică cel puțin... Îi poți cunoaște o dată în an la o consiliere de grup, dar individual în niciun caz. Da, păi aici, aici este problema și de multe ori, iată că sunt cazurile acestea cu probleme, par să fie mai numeroase în ultimul timp, sau cel puțin așa este senzația, și din media, chiar oamenii școlii spun că parcă s-au înmulțit aceste cazuri cu probleme la copii, la elevi. Da, pentru că societatea influențează tot ce se întâmplă până la urmă. Părinții pleacă în străinătate și sunt afectați și emoțional pe partea aceasta. Apar anumite diagnostice de care poate nu se știa mai de mult și acum sunt legi care îi... asigură pe acești copii că au drepturi egale cu ceilalți. Deci, automat, ne aliniem la toate drepturile copilului care trebuie să le îndeplinim. Păstrăm încă la nivelul școlilor și nu este foarte evident, dar încă se văd acea problemă, chiar dacă am, să zicem, ceva pe suflet, ca să nu zicem altfel, dar ar fi, să zicem, de competența consiliului școlar, nu mă duc la consilierul școlar, că o să zică lumea, ce o să zică ceilalți colegi, că am o problemă, că nu știu ce chestii de acest gen, ba din contră, se păstrează și la părinți. Cum să ajungă să vorbească cu psihologul, ce e nebun sau ceva de acest gen? Vă mai întâmpinați probleme de acest gen? Recunosc că acum câțiva ani mai auzeam lucrurile astea. În ultimul timp nu am aflat n-am auzit eu, dar i-aș ruga pe părinți, pe cadrele didactice, pe elevi, să nu asocieze consilierul cu psihologul, pentru că nu este deloc așa. Un consilier școlar
încadrat în Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională cu locul de muncă în unitatea școlară, prin cabinetul de asistență psihopedagogică, nu e neapărat psiholog. Avem colegi care au terminat psihologie, sociologie, pedagogie, psihopedagogie, deci au specializări multiple. De aceea ne numim consilieri școlari și nu psihologi școlari, cum na, s-a împământenit până acum și vreau să fac precizarea asta pentru că e important să se cunoască activitatea noastră și pentru că mulți se așteaptă de la noi mai mult decât putem oferi. Și anume, psihologul face mai mult decât consilierul școlar și anume poate face o terapie care noi nu putem face în școală. Nu avem în atribuție acest lucru pentru că terapia o poate face doar un psihoterapeut care a terminat o formare anume în psihoterapie. Da, printre consilierii școlari aveți și specialiști care au pregătirea necesară, să spunem așa, dar din ce știu eu. Dar conform fișei postului nu au voie să o folosească pentru că psihoterapia e făcută pe banii proprii, da? Și atunci aleg să își deschidă un cabinet în privat dacă fac asta, pentru că și eu personal am terminat o formare în psihoterapie și știu cât a costat. Deci îmi dau seama că dacă Ministerul Educației, ar investi în specializările astea pentru consiliere, atunci da, probabil că am avea atribuții suplimentare în fișa postului, atâta timp cât fiecare se formează individual. Nu cred că ne poate cere cineva să facem terapie și nici nu avem voie, am zis, conform legii educației, avem voie să facem consiliere psihopedagogică și atât. Intervenție primară, adică pe anumite probleme acolo nu ne depășesc competențele fișei postului, că vorbim că fiecare poate să aibă multiple competențe, recomandăm să meargă la un specialist care se află în privat, din păcate. Vorbeam despre ce înseamnă la momentul acesta un consilier școlar. Psihologul școlii, cum îl știu majoritatea, s-a împământenit cumva această formulare. Pentru că da, din fericire, în foarte multe cancelarii și printre elevi a ajuns un profesor de școală care se întâlnește cu copii, într-adevăr e mai apropiat de către toți elevii, de multe ori și foarte îndrăgit, depinde și de, să spunem așa, experiența fiecăruia. Și în același timp, în cancelar este colegul de cancelar, este un profesor ca toți ceilalți, pentru că, într-adevăr, începuturile au fost mai dificile, cel puțin în unele zone. Însă, acum, să zicem, ați preluat conducerea acestei instituții de puțină vreme, ați fost în conducere ani de zile, dar pe o altă poziție, să zicem că experiența există. Da. Ce vă propuneți acum, ales că, iată, e un mandat de 4 ani în față, cum vreți să arate această instituție în intervalul acesta? Ce vă propuneți pe următorii 4 ani? Foarte multe îmi propun, sper ca timpul să-mi permită și legea să-mi permită. Într-adevăr, noi ca centru avem posibilitatea să oferim cursuri de formare. Îmi doresc să fac parteneriate cu unitățile de învățământ acreditate pe acest lucru sau să acreditez mai departe unde este necesar anumite cursuri. Chiar vorbeam despre necesitatea cursurilor pentru profesorii care lucrează cu copii cu cerințe educaționale speciale. În legile apărute nouă, Ministerul Educației anunță că vor fi, dar nu se știe când, aceste cursuri cu specializările respective, dar eu nu vreau să aștept până atunci. Sper să reușesc cât mai curând să acreditez un astfel de curs, să dă posibilitatea cât ori mai multor cadre didactice să se specializeze pe acest domeniu. Mai îmi doresc să creăm acea punte între familie, școală și comunitate care nu vreau să spun că suferă, dar se poate îmbunătăți mult mai mult de atât. Îmi doresc ca lumea să cunoască tot pachetul de servicii pe care îl poate oferi centrul nostru, și anume servicii de mediere școlară, de asistență socială, de evaluare și orientare școlară, de asistență psihopedagogică și terapie logopedică. Îmi doresc să înființăm poate
anumite cabinete noi în școlile unde nu există, dacă Ministerul, bineînțeles, ne aprobă suplimentarea posturilor. Îmi doresc multe. Acum mi-a spus o întrebare grea, dar înainte le știam, dar acum fiind pus așa, cred că e suficient. Nu, sunt destule direcții pe care trebuie, adică, să zicem așa, aveți planuri generoase, acum contează foarte mult și partea financiară cât va exista, dar cu siguranță cred că unul din obiective ar fi ca fiecare elev din Gorj, pentru că până la urmă, într-un fel sau altul, le asigurați, cel puțin pe hârtie, o asemenea consiliere, să aibă consilier, adică să avem măcar 1 la 800, pentru că și aici ar mai fi nevoie de ceva posturi. Și mai ales în zonele acelea din mediul rural, unde se ajunge mai greu, cred că ar fi nevoie și de un consilier școlar care să treacă. Deci din această perspectivă, cu siguranță, cred că va fi un obiectiv pe parcurs. Apropo de aceste cursuri, da, având specialiștii pe care îi aveți, cu siguranță ar putea fi corectată, să zicem așa, o lipsă a cadrelor didactice, a unor cadre didactice, pentru că depinde de specializările fiecăruia, pe învățământul acesta cu nevoi speciale. Deci aici e o problemă, aș putea spune, nodală a învățământului românesc din acest moment și din anii următori. Și trebuie să răspundeți acestei provocări. Să răspundem. Da. Pe de altă parte, apropo de ce stă în fața învățământului în următorii ani și a instituției pe care o conduceți, vorbeați mai devreme despre faptul că avem și Gorjul este unul din județele în care foarte mulți copii au părinții plecați în străinătate și suferă din această, sunt cu bunicii, cu alte rude, în fine, cu frații mai mari, ceva de acest gen. Cum se poate interveni? Că am văzut în general de la guvern pornind programe foarte generoase. Au existat și la nivelul Gorjului programe chiar cu finanțare europeană pentru un nucleu de la o anumită școală sau mai multe. Ce se poate face pentru acești copii să treacă mai ușor peste această traumă, aceea legată de lipsa părinților? Noi, în anul școlar curent, chiar derulăm un proiect educațional pentru acești copii. Bineînțeles că nu am făcut față în toate școlile, dar acolo unde am reușit prin consilieri școlari care sunt în cabinetele din unitățile de învățământ, derulăm exact programul acesta cu copii cu specificul despre care vorbeam. Eu recomand multe activități în care să fie interactive, să le dea posibilitatea să fie valorizați, pentru că acolo își vor... Îmi cer scuze. Da, este, să zicem așa, de sezon până la urmă și această problemă. Da, ei pot fi puși în valoare mai mult, dar în același timp trebuie să spunem și un alt lucru foarte important și, din nefericire, adevărat, foarte multe școli nu prea mai pun accentul pe activitățile extrașcolare, au devenit pe undeva și mai dificile cu consumul de timp, de resurse, și din acest punct de vedere mult se rezumă doar la activitatea școlară și atât, când în cazul ăsta cred că ar fi nevoie de mult mai mult. Da, dar asta nu împiedică atunci, în timpul orelor de curs, să găsim metode noi de a preda și de a interacționa. Pentru că modul de predare clasic nu mai este pliabil pe personalitatea copilor din ziua de azi. Trebuie valorizați altfel. Implicați pur și simplu în acest proces educativ. Cu siguranță trebuie făcut acest lucru, însă, apropo că vorbeați de schimbările legislative, s-a schimbat niște, chiar pe această probleme, s-au schimbat niște ordine, niște documente legislative,
Avem un anunț făcut astăzi de, într-o conferință de presă de ministrul educației Pavel Năstase. Până la sfârșitul acestui an calendaristic vom avea o nouă lege a educației. Având o nouă lege a educației, cu siguranță vom avea și alte legi care le vor schimba, pe unele în vigoare sau mai știu ce, și tot așa, deci legislativ tot schimbăm. Însă nu cred că vom rezolva principala problemă, aceea de la clasă, în sensul că până la urmă o oră cât ai trage de ea, sau mai ales dacă mai ieși de iarnă, e și mai scurtă de 40 sau 45 de minute, ce să faci în această oră când trebuie să-ți faci și programa aceea încă stufoasă, că vorbim de restructurarea materiei, dar nu facem nimic, ba din contră, am reușit prin nou plan cadru să mai băgăm niște ore. Bine, poate că e bine așa, ca copilul să-și petreacă timpul mai mult la școală, dar ca să aplicăm metode, ca să facem acest lucru și lucruri care se fac în aceste cursuri de perfecționare, foarte mulți dintre colegii noștri cu siguranță știu ce ar ști ce să aibă de văd, dar ei au trebuit să într-o oră să facă toate aceste lucruri într-o săptămână și e foarte dificil. Bun, atunci mai rămâne alternativa școală după școală și atunci se pot crea programele acestea în care se poate interveni cu alte tipuri de activități și cu sprijine suplimentar pentru cei care au nevoie. Și ajungem tot la problema financiară, pentru că after school-le se fac cu efortul părinților, dar trebuie să ai și spații, poate e nevoie și de bani pentru că sunt copii cu probleme materiale. Și ce vreau să spun apropo de acest, că există un lans care trebuie intervenit pe el și mers pe toate etapele ca să poată să ajungă la un rezultat final. Acord. De undeva trebuie să începem. Evident. Și tocmai de asta aduceam discuție, că sunteți dintre instituțiile, dacă în școlile pot fi acuzate și de conservatorism, sau sunt și cu profesori cu foarte mulți ani de experiență, dar care poate nu mai sunt deschiși atât de mult la nou cum sunt, instituția pe care o conduceți este una destul de tânără. Specialiștii sunt formați în general în ultimii 10-15 ani. Cam asta e media maximă, da, cred. E, ați venit cu alte provocări, v-ați adaptat mai repede, știți ce se întâmplă, deci ar trebui să cumva să dați tonul în această schimbare. Păi asta ne și dorim, dar sper să timpul să ne ajute și ceilalți să vină înspre noi, pentru că noi deschidem porțile, dar dacă ceilalți nu vin către noi, atunci nu putem să-i ajutăm. Așa că oricine își dorește să discute cu noi, poate avea încredere că oricând putem găsi o soluție împreună. Ar mai fi o colaborare pe care n-am auzit-o, cel puțin, deși am văzut-o pe anumite proiecte care le-ați avut, colaborarea cu comunitățile locale, cu primăriile în general. Știm că primăriile au posibilități la acest moment, s-au și făcut pe diverse mediatori sanitari sau de orice altă, pe ROM și alte chestii, pot interveni, nu știu, poate găsit o soluție să mai dublăm sau în orice caz să mai aducem specialiști în domeniul ăsta, să fie și în cadrul primărilor, cumva să intervină ca suport pentru școală. Poate ar fi o soluție, mă gândesc. Poate și asta. Sau măcar oameni din cadrul primărilor care să fie cât de cât școlarizați în cadrul CJRAE ca să poată să facă față unor cerințe. Trebuie o legislație pentru asta. Noi putem veni cu multiple propuneri, dar atâta timp cât nu avem calea legală, e mai greu să demarăm anumite proiecte. Da, cu siguranță poate, mai ales dacă schimbăm legislația de ce se vorbește acum, poate faceți și această provocare instituție, acum nu neapărat cea de la Gorj, dar în general pentru o implicare și mai mult a comunităților locale, a primăriilor în sensul acesta. Noi ne dorim să colaborăm cu toate comunitățile prin asistența socială, serviciile de asistență socială și mediere care le oferă CJRAE Gorj. Asta vom face, vom avea o bază de date cu copiii, cu problemele comunității și vom merge pe colaborare, efectiv. Cu siguranță țineți legătura și ați ținut totdeauna legătura cu specialiștii din școli, cu acei consilieri școlari. Ce dificultăți întâmpină ei în activitatea de zi cu zi? Că unele le-am amintit aici cu siguranță, dar bănuiesc că sunt mai multe. Consilierii sau elevii? Nu, consilierii din școli în activitatea lor cu elevii sau... Dificultăți în ce sens? În a-și programa activitățile? Da, mă gândesc că sunt școli care nu pot să ofere spații pentru acele cabinete. Bineînțeles că nu toate școlile oferă
spații așa cum ne-am dorit, dar în măsura posibilităților avem. Sau, de exemplu, CJR a avut resursele să doteze toate cele 45 de cabinete. Da, a avut resurse. Consiliul Județean ne sprijină foarte mult în acest sens, pentru că Consiliul Județean ne asigură sprijinul financiar pentru toate demersurile noastre. Și până la ora actuală zic că avem o bază materială bogată. Nu înseamnă că nu poate fi îmbunătățită. Ideea este că ne-am dorit mai mult poate să fim înțeleși de către ceilalți colegi ai noștri de catedră, de cancelarie, de specificul muncii noastre, pentru că aici mi se pare un conflict, poate spun un cuvânt mare, dar e o neînțelegere a felului cum muncește un consilier școlar și cum muncește un profesor la catedră. Chiar dacă un consilier școlar are la cabinet un singur elev, asta nu înseamnă că este floare la ureche sau este o muncă foarte ușoară. Asta implică un proces continuu de comunicare în profunzime, nu ca la clasă ai învățat lecția X, știi nota 4, știi nota 10, nu știi nota 4. Aici nu evaluăm ca la clasă, aici pur și simplu încercăm să arătăm elevului sau copilului care vine la noi în cabinet sau părintelui, de ce nu, care sunt soluțiile pe care le poate avea la dispoziție și el alege până la urmă calea pe care să meargă. Noi niciodată nu spunem e bine așa. Noi trebuie să arătăm, să conștientizăm acel client, da, care intră pe ușa cabinetului, care este soluția potrivită pentru el. Cred că, apropo de legislație, e pe undeva și se întâlnesc cazuri de acestea în Gorj, în care, să zicem, copilul și consilierul școlar au o relație foarte bună, dar părintele nu vrea ca copilul să fie consiliat. Au fost câteva cazuri de genul acesta. Sunt părinți care se opun consilieri individuale pentru că tocmai nu înțeleg specificul acestei consilieri. Nu se face altceva decât o comunicare în specialitate, adică vedem valorile, interesele copilului, cel supără, da, poate are probleme care nu poate discuta și atunci se descarcă acolo, da, e face un catarsis, așa se numește în psihologie, și îl ajută pentru a-și relua activitățile școlare sau de zi cu zi. Pentru că dacă el nu are cu cine comunica acasă sau la școală, acolo este momentul în care el poate să vină cu sufletul deschis și să spună ce îl deranjează sau ce îl supără. E foarte important ca tristețea să fie exprimată la momentul atunci, da? Și nu să degenereze în timp în alte probleme. Sunt foarte multe, să zicem așa, probleme discutate aici, au fost multe cazuri punctuale. De asemenea, această instituție pe care o conduceți are un rol important și dintr-un alt punct de vedere. Mă refer că sunteți implicați în ultimii ani într-o comunicare mult mai bună în foarte multe proiecte educaționale care nu sunt neapărat numai cu profil de acesta, să zicem, psihologii școlari sau ceva de genul. Faceți foarte multe lucruri, vă vedeți acest lucru. Haideți să detaliem puțin aceste proiecte din ultimii ani, pentru că în unele chiar le-ați coordonat din ce știu eu. Da, avem proiecte educaționale la nivel județean, dar în același timp colaborăm și cu alte instituții de similare din țară. De exemplu, anul acesta avem un parteneriat cu CJRAE Cluj, anul trecut am avut un parteneriat cu CJRAE Olt, cu CJRAE Dolj. Deci noi ne implicăm pe toate palierele cât de mult putem și în funcție de cât parteneri își doresc să lucreze cu noi, pe mai multe domenii, pe nevoia de autocunoaștere a elevilor, de dezvoltare personală, de comunicare cu ceilalți, dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare, pe prevenirea abandonului școlar, chiar și pe prevenirea violenței sau delicvenței juvenile. Am avut câteva proiecte și pe combaterea traficului de ființe umane,
Deci, portofoliul este foarte vast, atâta timp cât putem să le desfășurăm în școlile prin consilierii școlari. E mai greu să ajungem acolo unde nu avem consilieri școlari, pentru că ar fi foarte greu să le deplasăm noi ca centru în acele școli, pentru că nu ne permite timpul, nu că nu ne-am dorit. Dar o să încercăm să lărgim paleta de proiecte, astfel încât să poată accesa și profesorii care nu sunt consilieri școlari aceste proiecte. Domnule, de asta spuneam, aceste proiecte pe care le faceți, de la prevenirea violenței și toate celelalte la care colaborați, pot să ajungă în școli și nu neapărat doar prin intermediul specialiștilor pe care îi aveți. De asemenea, vă revine un rol foarte important și, a spune eu, și mai important începând de anul acesta, în orientarea profesională. Și de ce vă spun acest lucru? Avem și am mai discutat-o la această emisiune cu diversi invitați, e vorba de această statul încurajează învățământul profesional. Însă ne izbim totuși de aceea tara părinților, părerea lor că doar liceul contează, nu contează unde îl faci, cum îl faci, nu contează dacă mai ai bacalaureatul, ci ne orientăm în direcția liceului, învățământul profesional se duce doar proști cu ghilimele de rigoare. Cred că aici ar veni rolul de comunicare, ar fi mult mai important din partea consilierului școlar. Da, eu chiar sunt pro acest învățământ profesional. Îmi dau seama că suntem la un moment în care nu avem anumiți meseriași, să zic așa, pe domenii și cred că ar fi util ca nu numai școala să se implice în acest lucru, ci și firmele care cunosc această activitate, da? Și pot să vină în școli și să prezinte elevilor mult mai mult din experiența lor decât am putea să o facem noi ca și specialiști în învățământ. Cred că e nevoie de o colaborare foarte, foarte mare cu comunitatea în general. Cu siguranță ar mai fi și alte lucruri de abordat. Timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Pentru că sunteți la început de mandat, și suntem cumva chiar și la început de an, că este abia luna februarie. Vă urând succes în tot ce v-ați propus în această activitate și cu siguranță când avem ceva de comunie ne vom întâlni la Școala Gorjeană. Vă mulțumesc mult pentru urări și de asemenea felicitări și dumneavoastră și mult succes. Mulțumim. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjeană. A fost cu noi domnișoara Ofelia Tulpan, directorul CJRAE Gorj. Mulțumim de atenție, la revedere!